Camera este un lucru minunat. Mi-e teamă să-mi imaginez cât de periculoasă și de neașteptată ar fi lumea dacă oamenii nu ar fi folosit camera peste tot. Și videoclipul de astăzi va fi o confirmare directă a acestui lucru. Sunteți pe canalul Despre Tot, iar în acest episod vă voi arăta acele lucruri care pur și simplu par a fi reale. Și dacă nu ar fi fost filmate, nimeni nu ar fi crezut în ele. Dar înainte să începem, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Cu toții știm ce înseamnă far, care sunt o grămadă. Se pare că lucrul acolo este ceva simplu cu care oamenii s-au obișnuit deja. Dar oare de câte ori ați văzut un far care se află singur în ocean, fără niciun contact cu oamenii? Această clădire a fost ridicată pe mare la o distanță mare de mal, iar înălțimea sa este de 47 de metri, iar această fotografie a fost făcută în anul 1989. Fotograful Jean Guisard a fotografiat furtuna dintr-un elicopter. Furtuna s-a dovedit a fi atât de puternică încât valorile au spart ușile farului și au scos mobila de acolo. Și da, prieteni, în acest timp acolo se afla lucrătorul farului Teodor Malgon, care aștepta evacuarea. Spațiul este acea parte a lumii noastre care este destul de greu de învățat și pentru asta sunt necesari mulți bani. Țările încearcă să studieze obiectele străine, dar nu le raportează mereu, deoarece singuri nu știu ce se află în fața lor. Asta s-a întâmplat și cu această chestie. Un martor ocular a făcut o fotografie la o bază secretă unde aveau loc cercetările unui obiect asemănător cu un OZN triunghiular. Dacă e să ne luăm după sursa lor, acest obiect zburător este realizat după o tehnologie extra terestră. Dar dacă e așa, de ce încă SUA nu a demonstrat existența lor? Știți, când eram copil, am crezut că oceanele se dizolvă unul în celălalt și nu există nicio limită clară. S-a dovedit că am greșit, deoarece din cauza densității apei și diferenței nivelului de sare, între fluxurile de apă pe suprafața ei se creează o tensiune care acționează ca un zid subțire, care împiedică amestecarea oceanelor. Dintr-o parte arată ca Photoshop, nu-i așa? Dar oare știți cât de rapide sau lente sunt țestoasele? Probabil ați crezut că abia pot depăși un gândac, dar de fapt aceste creaturi se descurcă mult mai bine decât ne-am putea imagina. Cele mai lente țestoase sunt cele Galapagos, viteza cărora nu depășește 4 km pe oră, dar cele mai rapide sunt cele marine, a căror viteză ajunge până la 35 de km la oră. Uimitor, nu-i așa? S-a dovedit că cu cât cochilia este mai grea și rece, cu atât mai mică este viteza ei. Îți plac animalele sălbatice, locurile necucerite de oameni și vrei să vezi cum funcționează de fapt legea junglei? Intră pe canalul Red Zebra, linkul îl găsești în descriere. Natura este pur și simplu uimitoare, iar acest videoclip este o dovadă directă a acestui lucru. Priviți cum pădurea respiră, în sensul direct al cuvântului. Aceste imagini sunt cele mai exclusiviste și uimitoare, nu-i așa? La ce te-ai gândit dacă cineva ți-ar spune despre alergarea și mersul pe apă? Ei bine, cu siguranță vă veți gândi la Isus sau la călugării Shaolin, care ani de zile și antrenează rezistența la alergat. Cu siguranță veți spune că este fake, dar de acest videoclip ce spuneți? Aici elanul alergă pe apă prin apropierea oamenilor care navighează pe barca lor. Ca să înțelegeți, acolo era destul de adânc, iar animalul oricum fugea pe apă. Oare aceasta este o creatură celestă sau pur și simplu elanul are suprapoziția? Puteri. Vă ce părere aveți? Scrieți-ne în comentarii! Vă puteți imagina cum dorm balenele? Nu? Nici eu până nu am văzut acest videoclip. Se pare că acești giganți cumva dorm, chiar dacă pot trăi fără somn până la 3 luni. Ei practic dorm la suprafața apei. În corpul balenei se află un conținut mare de țesut adipos, de aceea greutatea animalului depășește ușor greutatea specifică a apei. Așadar, balena se scufundă încet la adânc, după care în somn mișcă din coadă și se ridică din nou la suprafață. După ce respiră aer, animalul din nou începe să se scufunde încet în adâncuri, până la următoarea lovitură din coadă. Țestoasele de apă arată ca țestoasele obișnuite și nu par a fi periculoase pentru oameni. Dar oare v-ați gândit vreodată ce se află la ele în gură?
Da, știu că sună destul de ciudat, dar oricum ascultați. S-a dovedit că în gura acestor creaturi este mult mai urât decât în gura unui monstru din poveștile de groază. Sunt sigur că nimeni dintre voi nu s-a așteptat la asta de la aceste țestoase drăguțe. Dacă aveți tripofobie sau vă este frică de creaturi mărunte, atunci cel mai bine treceți la următorul episod din videoclip. Acum puteți vedea niște insecte, nu cele mai plăcute, care ca furnicile se zvârcolesc și se mișcă haotic. Ți se face pielea de găină când privești aceste imagini. Oare ce sunt acestea? Voi cum credeți? Scrieți-ne în comentarii! Foc în apă. Sună extrem de ciudat și neclar, nu-i așa? Însă acest lucru este destul de real. S-a întâmplat asta în Golful Mexic în anul 2021. Suprafața oceanului a luat foc. Conform mass media, incendiul a avut loc din cauza unui accident pe o conductă subacvatică a unei companii mexicane de stat. Motivul pentru aceasta a fost o scurgere la o adâncime de 78 de metri, lângă platforme de petrol. Ați știut că porțile spre ea totuși există, sau cel puțin există un loc asemănător cu ele. Craterul cu ardere de gaze din orașul Darvaza, numit de oameni porțile iadului, este situat în centrul deșertului Karakum, la aproximativ 260 de km de nordul Ashgabatului. Este o atracție turistică din Turkmenia, care atrage atenția oamenilor de știință și a turiștilor. În anul 1971, geologii sovietici au descoperit acolo acumulări de gaze naturale în această zonă, iar forarea lui a provocat o prăbușire. Straturile superioare ale solului s-au prăbușit și au deschis o peșteră subterană umplută cu gaz, iar pentru a evita otrăvirea oamenilor și a animalelor, geologii au decis să-i dea foc, crezând că în timp focul se va stinge. Au trecut deja 50 de ani și craterul încă arde. Luând în considerare tehnologiile din ziua de astăzi, oamenii ar fi trebuit să întâlnească OZN, dar privind la acest videoclip s-a întâmplat asta cu mult timp în urmă. Conform unor informații, obiectul zburător neidentificat poate atinge viteze mari, mai mari decât sunetul, iar lumina lui abia se vede. Până și cu ajutorul tehnologiei sofisticate este greu să o vedem cu ochiul liber. De aceea nu știu cât de adevărat este acest video. Voi cum credeți? Scrieți-ne în comentarii! Acesta este genul acela de imagine pe care vrea să o vadă orice călător. Aceasta este lava albastră. Conform oamenilor de știință, aici se aprinde gazul sulfuros la o temperatură de 600 de grade Celsius. Atunci când interacționează cu aerul, formează o flacără albastră care se poate ridica la o înălțime de 5 metri. Apoi, o parte din gaz se condensează sub forma unui sulf lichid care arde cu o culoare albastră strălucitoare care curge pe partea vulcanului, practic ca lava. Să știți că unii fotograf intenționat pleacă în Indonezia să filmeze acest fenomen extraordinar. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Puneți un like și lăsați un comentariu, deoarece părerea voastră contează. De asemenea, porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canalul nostru. Pe curând!